Profesorul de sport în vârstă de 35 de ani, care preda la Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova, e bănuit că în perioada 2013-2017 ar fi sedus prin metoda Loverboy 4 femei din județul Dolj, pe care le-ar fi convins să practice prostituția în Germania, Italia și Norvegia. În acest fel ar fi obținut peste 70.000 de euro. Polițiștii au percheziționat locuința profesorului, de unde au ridicat mai multe probe și l-au dus pe bărbat la audieri. În urma cercetărilor efectuate și aprobatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Vestea i-a surprins pe colegii săi, iar conducerea școlii spune că dascălul avea un comportament adecvat, era bine pregătit și primise calificative foarte bune. A avut un comportament ireproșabil. Își organiza demersul didactic foarte bine. Pregătirea dânsului era foarte bună. Părinții elevilor din școală sunt șocați de acuzații. Un profesor trebuie să educe un copil să nu facă asemenea întâmplări care le face dânsul. Sunt copiii noștri aici și de frică, ce să mai... Conducerea liceului a informat inspectoratul școlar Dolj despre acest caz. Dacă se confirmă aceste acuzații, cu siguranță acesta va fi... Evident, îi se va întrerupe contractul de muncă. Bărbatul acuzat de proxenetism este din 2017 profesor suplinitor la liceul din Craiova și avea un contract de muncă pe perioadă determinată.